n-o să țin un top al curiozităților despre urechelniță, firește. Însă, în primul rând, prima curiozitate este aceea că urechelnița nu intră în ureche, adică poate ar intra din greșeală, dar poate alunecă și cade sau nu are altă opțiune, dar nu simte mirosul timpanului, nu are o predilecție sau o poftă pentru timpan, nu se simte atrasă de urechea umană sau de timpanul uman. Precădere se numește așa doar pentru că are niște aripi în formă de ureche, din câte am înțeles, dar nici alea nu seamănă prea tare cu o ureche, dacă mă întrebați pe mine. Thank you.